Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit în studioul ETL Plus Maramureș. În această seară vă invit la o ediție specială, analizând și comentând în emisiunea de vineri, dar săduindu-mă să fiu cât mai informat și colegii mei de la televiziune de asemenea, legat de ceea ce se întâmplă la nivel național, dar și la nivel local, cred că ar merita o discuție despre una dintre componentele bugetului consolidat al statului, care reprezintă o sumă halucinantă, care se cheltuiește în ultimii 25 de ani pe ceea ce se numește asistență socială în România. Și pentru că am nevoie sau îmi propun o discuție foarte aplicată, foarte deschisă și foarte sinceră, am invitat pe unul dintre cei mai buni cunoscători ai fenomenului de asistență socială din România, omul care a lucrat în sistemul de stat, lucrează acum în sistemul non-guvernamental, a lucrat sau are experiență și în domeniul privat, omul care se poate spune că este unul dintre cei mai pregătiți și competenți oameni în domeniul politicilor sociale și spun bună seara domnului Bogdan Gavra, doctor în științe sociale, expert în politici sociale, da? Bună seara domnule Șomodi, bună seara telespectatorilor TV Plus, mulțumesc de invitație. Și sper să avem o emisiune plăcută și folositoare pentru cei care ne privesc. Chiar dacă nu va fi una plăcută pentru toți cei care ne ascultă, pentru că va trebui să spunem și anumite adevărul, sper să aibă efect, să transmitem un mesaj. Categoric, o emisiune, din punctul meu de vedere, plăcută, este o emisiune care are mesaj, are efect asupra comunității sau asupra indivizilor care ne privesc. Bun. Citeam despre un material apărut în ziarele din România, despre un raport al Fondului Monetar Internațional, în care se spunea că se poate vorbi despre România ca despre un stat social, cu venituri mici, o creație artificială și neviabilă, promovată încă din anii 90, din momentul când a apăruse Ion Iliescu și care își propusese și afirmase public că va implementa în România un fel de model suedez de stat social, care a ajuns să fie într-o stare, de fapt, în România de astăzi, un faliment declarat. Da, este o reminiscență și a comunismului și a faptului că foarte mult politica noastră în ultimii 30 de ani s-a focusat mai mult pe beneficiile sociale decât pe serviciile sociale. Din această cauză s-a preferat să avem cât mai multe tipuri de beneficii sau prestații sociale în bani, în detrimentul serviciilor sociale care erau mult mai eficiente. Adică, cu alte cuvinte, se merge înspre a-i da o sumă de bani, că este mult mai ușor individului, în loc ca să-l aduci, să-i oferi un serviciu și automat trebuie și el să dea pentru acest serviciu ceva. Trebuie să fie o coparticipare. În schimb, la partea de prestații sociale, este doar o virare de sumă în care între stat și individul nu mai există nicio conexiune. Domnule Gavra, niște statistici realizate din zona ONG-urilor care vă sunt atât de apropiate dumneavoastră, există rapoarte care spun că în România zeci de mii de români fraudează sistemul de asistență socială cu aproximativ 36 de milioane de euro. Este un bilanț provizoriu care însă indică o tendință de creștere. Și atunci eu vin și vă întreb. În România n-a existat în ultimii 30 de ani guvernare de dreapta sau guvernare de stânga. Noi am avut centru-stânga, reprezentat de către Frontul Salvării Naționale, PDSR, actualul PSD, și guvernare de centru-dreapta. A fost acea coaliție incertă din anii 96-2000 și ulterior a fost PSD-ul acela, Alianța Dreptate și Adevăr, plus liberalii de acum care... N-am avut practic ceea ce se numește politici publice liberale sau de dreapta care să stabilească condiția necesară pentru emergența societății. Așadar, la noi există zeci de mii de oameni care fraudează?
Nu pot eu să mă exprim că există zeci de mii de oameni care fraudează sistemul de asistență socială sau de asigurări sociale sau de ajutor de șomaj sau așa mai departe. Ce pot eu să și ce observ datorită acestor schimbări care sunt extrem, extrem de dese, nu s-a reușit în cei 30 de ani să se creioneze o foaie de parcurs a unei politici sociale care să fie respectată indiferent de tipul de guvern care vine la conducerea țării. Suntem într-o perioadă în care se termină perioada programatică 2014-2020. Eu până acum, poate nu știu eu, n-am auzit să se discute despre documentele strategice următoarei perioade de programare 2021-2027. Trebuia să fie în dezbatere publică. Care deja trebuiau să fie în dezbatere publică, trebuia până la sfârșitul acestui an să se maturizeze, să se consolideze, ca la începutul anului 2021, pe aceste documente strategice, printre care putem vorbi și despre politicile sociale, să se fundamenteze ghidurile pentru absorbția fondurilor viitoare. Dar parcă văd că și acum se va întâmpla invers, în care facem programele, facem ghidurile și apoi facem politicile sociale. Deci punem piramida inversă și în loc ca aceste etape să se parcurgă, deși în ultimele două luni am văzut pe ministru Boloș că a fost cam singurul care a vorbit despre perioada următoare de programare prin descentralizarea ADR-urilor și alte astfel de aspecte. Dar revenind la partea de politici sociale, cred că acest lucru a fost extrem de dăunător. Faptul că s-au schimbat guvernele extrem de des și nu am avut o fișă de parcurs pe care să o respectăm. Am avut o politică socială făcută de un partid de centru stânga, a venit altul de centru dreapta, a spus că nu este bună, trebuie să o luăm și să o facem de la zero alta și am intrat în acest malaxor din care nu am reușit să ieșim nici până astăzi. Domnul Gavra, sunt lucruri pe care nu puteți să le spuneți, nu vreți să le spuneți sau de ce? Pentru că aceste afirmații care vi le-am citat și vorba de 36 de milioane de euro pe lună, sunt fraudate de români care, uitați-vă la mine, au certificat de încadrare în grad de handicap fără să aibă niciun fel de problemă. Și vă spun eu clar exemplu din sistemul din județ, om care a intrat la comisie la un moment dat când am asistat și eu și care părea că în momentul respectiv va muri acolo instant, o expresie de aia, știți, surpată, tegumente cianotice, părea pierdut, rupt de realitate, cu un însoțitor și care după ce a ieșit și a înconjurat clădirea, s-a dus către o mașină, s-a urcat așa cum vă urcați dumneavoastră, dacă nu mai bine în mașină, și a plecat peste deal de unde era el. Oameni care de 20-25 de ani iau pensie de boală. Sunt pensionari de boală, pe diferite boli care se puteau încadra așa, și acest fapt a generat două categorii. Acea categorie de medici care își bat joc de onorabilitatea profesiei și care sunt atât de mânjiți de mizerie încât se pune problema dacă ei n-ar trebui undeva izolați pe o insulă ca să uităm de unde ei, pentru că ce poate fi mai rău decât un medic care să-și vândă demnitatea pe câteva sute de euro, da? Ca să obțină niște foloase din care să aibă case, să aibă mașini, să aibă afaceri mascate, călătorii în țări exotice și așa mai departe. Dar și acești oameni care ridică pensii de boală, fără a fi bolnav de fapt, și care lucrează la negru și căpușează a doua oară prin evaziune fiscală statul. Da, mi-a spus o întrebare la început, da. Că nu vreau sau nu știu. La nivel de zvon am auzit și eu, pot să vă spun că știu că în Maramureș există o localitate în care 80% din persoane sunt nevăzătoare. Așa. Dar
Sunt aspecte pe care eu le cunosc la nivelul de zvon de discuție. Nu am nicio certitudine că acele zvonuri sunt reale atât timp cât eu nu am posibilitatea ca să le verific. Cum a spus, la Comisia de Încadrare în Grad de Handicap am auzit și eu, fiind la asistență socială, diverse lucruri, dar am auzit și partea cealaltă în care persoane care erau pe pat nu au primit certificat de încadrare în grad de handicap. Deci, adică onorabilii medici au avut o perioadă de timp în care dădeau extrem de ușor această încadrare, dar au trecut în cealaltă extremă, care iară din nu este bună, să nu iei în considerare nici persoana care este țintuită problema la pat. Problema asta se poate rezolva, domnul Bogdan? Problema aceasta se poate rezolva în primul rând prin o schimbare de mentalitate la nivel național, în care să nu mai fim tentați nici să luăm, nici să dăm cafeaua sau ciocolata. De aici trebuie să se schimbe această mentalitate. Eu mă gândeam în care ceva. Cel care vine să ofere și cel care este în serviciul statului să aștepte să primească. Nu, eu vorbeam și de cetățeanul ăla care, știu că mi este vecin la blocul alăturat, știu că e pensionar de boală, că spune la toată lumea, tăi de isteț și plin de sine, dar știu că el lucrează sezonier, dar mai ales în perioada primăvară până toamnă, pe un șantier, e un meseriaș remarcabil. Dar care ia și din sistemul eu ar trebui să anunț undeva, nu? Da, bineînțeles, dacă noi avem conștiință civică... Fără să am sentimentul că sunt delator. Categoric, fără să aveți acest sentiment. Dar întotdeauna vă puteți gândi dacă poate nu chiar are o suferință și se încadrează în lista de boli pentru a primi pensie. Și el își riscă, mergând să-și câștige, pentru că acum trebuie să fim și noi realiști. Cât poate să fie o pensie de boală? Poate până într-o mie de lei. Aproape de salariul minim. Să zicem. Este greu să trăiască așa? Și în Baia Mare. Și merge să-și completeze, dar își riscă, probabil, să agraveze boala de care suferă. Nu trebuie să luați tot timpul în considerare că poate chiar persoana respectivă este și bolnavă. Deci, chiar dacă dumneavoastră o vedeți fizică, arată adică foarte prezumția bine. De onestitate, altfel. Prezumția de onestitate dar trebuie să funcționeze. Dar o instituție a statului ar putea să verifice punctual? Categoric orice instituție. 1.280.000 de cazuri? Eu zic că s-ar putea să se facă o re-verificare și din câte știu eu, anii trecuți erau, chiar am avut cunoștințe care au fost chemate la o reevaluare la București, pentru că nu s-au bazat pe evaluările din județe și atunci prin sondaj au chemat unele persoane pentru a fi evaluate la București și marea majoritate s-au confirmat diagnosticele puse în Maramure sau în altă parte. Închei cu această referire a mea la acest raport al instituțiilor internaționale. Ei spun așa că 1 euro se duce lunar pentru indemnizațiile persoanelor încadrate ilegal ca având dizabilități. Da. 65 de euro cenți merg pe cei care beneficiază nemeritat de venitul minim garantat și 6,74 de euro, ce calcul foarte exact, intră în buzunarele falșilor pensionari pe caz de boală. Știți care e situația? Noi ca și societate nu vom progresa și nu ne vom reveni și nu vom deveni o, cum să spun, stimată și respectată în Europa, atâta vreme cât printr-o complicitate tacită acceptăm asemenea lucruri. Fraudarea unui sistem public de stat care nu are bani suficienți pentru nevoile reale ale sistemului social, dar pierde bani și dacă mie îmi spuneți că sistemul nu poate identifica frauda, și nu poate să o stopeze, eu nu vă cred. Eu nu, niciodată. Eu chiar din contră spun că sistemul trebuie să identifice și să stopeze frauda, dacă ea există. Eu consider că trebuie să avem instituții onorabile, conduse de către persoane onorabile, care să-și facă cu demnitate meseria, iar în momentul în care aceste persoane și aceste instituții într-adevăr fac parte din acest cuvânt al onorabilității, ele vor avea și efectul scontat pe care comunitatea, societatea în ansamblu îl așteptăm.
Nu vreau să discutăm pe ceea ce înseamnă legea 272, legea fundamentală, pentru că asistență socială care trebuie să se poate fi, este perfectibilă și această lege. Evident, mergem pe niște cazuri concrete. Da. Și acest raport, am spus să nu mai fac credere, dar mai spun încă ceva despre ea, spune că problema cea mai gravă a sistemului din România este lipsa asistenților sociali primari, deci asistența socială primară. E vorba despre asistenții sociali care trebuie să acționeze în comunitățile rurale. Și care, aș completa, care trebuie să ofere servicii de prevenție. Se spune că în 2018, din cele 2860 de comune din România, funcționau 312 asistenți sociali. Da. La nivel de comune, la nivel rural, în România există o mare problemă a funcționării asistentului social. Pentru că dacă mergem nu mai departe de Baia Mare, la 2-3 comune, vom vedea că asistentul social este cel care este la agricol sau la Casa Căsătoriilor. Sau nu la... mă interesează. Legea prevede clar obligativitatea. Legea prevede clar și mai ales că tocmai a venit în sprijinul unităților administrativ-teritoriale. Anul trecut a apărut și un program prin care de la nivel național să se subvenționeze costul salariului unui asistent social. Totuși este foarte greu să avem asistentul social în comunitățile izolate, în comunitățile rurale. Dar este strigător la cer ca din 2800 să avem 300 de asistenți sociali. În 2005... Au puțin peste 10%, ceea ce este extrem derizoriu. Și așa cum am spus dumneavoastră, rolul principal era de prevenție, de identificarea cauzurilor și acționat în faza respectivă. La noi mai avem o problemă de mentalitate și mai ales în zona decidenților. Partea de prevenție te costă, dar îți aduce plus valoare. Partea de constatare te va costa de 10 ori mai mult. Acest lucru, mediul politic românesc trebuie să înțeleagă că atunci când acționăm pe zona de prevenție, vom exonera bugetul de alte tipuri de cheltuieli. Ca și sistemul de sănătate. Dar când lăsăm ca să se întâmple lucrurile și abia după aceea suntem ca pompierii, mergem să stingem focul, nu prevenim punerea lui, atunci costurile vor fi de 10 ori mai mari pentru comunitățile respective. Să mă corectați dacă nu cumva greșesc, în 2005 s-a înființat Colegiul Național al Asistenților Sociali din România. Da. Organizație profesională, non-guvernamentală, de interes public, apolitică, non-profit, care reprezintă interesele celor de. Da. Ei spun așa că în 2018, în sistem, lucrau 8.000 de asistenți sociali. Da. Puțin peste, din care, atenție, mă scuzați, 75% lucrau în sectorul public, ceilalți fiind în organizațiile non-guvernamentale. Dar tot ei menționează că până în iulie 2018 în România absolviseră cursuri, adică cursuri universitare de asistenți social, peste 15.000 de persoane. Întrebarea este, unde este diferența aia de 7.000 în condițiile în care tot Colegiul Asistenților Sociali spune că în România ar fi nevoie ca să avem și asistență socială primară în comunitățile rurale de cel puțin 25.000 de asistenți sociali. Da. Știu aceste date furnizate de către CNASR pentru că tot timpul se analizează partea educațională cu încadrarea în câmpul muncii și în momentul de față vedeți, domeniile la o universitate, la o facultate sunt în funcție de cererea de pe piața muncii. În acest moment, în România, încă mai este nevoie de asistenți sociali în zona publică sau în zona privată. Eu consider că 40% dintre cei care au absolvit nu este un procent extrem de mare
care nu lucrează. Haideți să luăm orice domeniu, dacă vreți dumneavoastră, de activitate, să vedem numărul de absolvenți și să vedem dacă 40% sau mai puțin de 40% se vor... Contrazic, dacă se zic vor, asistenți medicali, doctor, medici, dacă vă zic, atunci vă contrazic. La medici probabil mă contraziceți, dar la asistent medical nu știu dacă o să mă contraziceți, dacă toți cei care termină un colegi... Nu toți, dar 40% colegi, mulți dintre cei care au terminat asistență socială, mai ales din această zonă, având ore și eu la secția de asistență socială a Centrului Universitar Nord, mulți au plecat în străinătate. Deci România este... are nevoie urgentă de 17.000 de asistenți sociali. De unde da, pentru a ocupa toate posturile. Eu mai zic un lucru, România, pe lângă acest număr cantitativ, are nevoie de calitate. Asta e a doua parte. Aici ar trebui noi să punem accentul și pe cei 8.000 care sunt astăzi angajați în sistem, pe calitatea lor, nu să luăm orice, ci să-l punem în sistemul de asistență socială. Da, avem o lipsă numerică, dar avem o lipsă calitativă. Ei nu ies din niște facultăți? Ies din niște facultăți, dar trebuie un timp până când de la teorie mergi la partea practică. Și asistența socială în România este la început. Trebuie să recunoaștem. După 30 de ani. Să recunoaștem acest după lucru. 30 de ani. După 30 de ani este la început. Ce să spunem altceva să ne ascundem după deget? În aceste condiții, dacă doar 25% din cei 8.000 se află în sistemul organizațiilor non-guvernamentale sau privat. Spuneți-mi și mie. Pentru că aici avem și zona de economie socială, care este considerat un al treilea sector pe lângă public-privat, zona economiei sociale. Se dorește socială. Foarte mult și este o directivă clară și există politici, cel puțin la nivel de intenție, de externalizare a serviciilor sociale din ceea ce înseamnă structurile statului, din structurile intenționale. Dacă nu există asistenți sociali în zona ONG-urilor care vor prelua prin externalizare, ce se va întâmpla? Cum se va întâmpla această externalizare? Înseamnă că sunt două tipuri de externalizare. Odată externalizarea care să cuprindă personalul cu care se vine din acel centru, din acel serviciu, sau o licitare de servicii sociale în care tu, ca și ONG, trebuie să pui resursa ta privată. În momentul în care se vine cu resursa umană din serviciul respectiv care a fost externalizat și la externalizare 90% din cazuri vorbim de acest lucru, să se vină cu resursa umană, ONG-ul va monitoriza și va încerca prin una, două, trei, cinci persoane în funcție de cât consideră specializate să ofere servicii mai bune cu același tip de angajat, sau va încerca printr-o atragere de pe piața forței de muncă să își atragă asistenți sociali profesioniști. Chiar dacă ați plecat de câțiva ani din sistem, spuneți-mi, care e situația la Baia Mare? La Baia Mare... Mă refer la cine sunt beneficiarii acestor... Se așteaptă de mult o externalizare a serviciilor sociale la nivel județean sau chiar la nivel local. Văd că trenează lucrurile, nu știu de ce. Pentru că eu consider că s-ar putea face cu aceiași bani sau cu mai puțini bani o muncă mai de calitate în aceste centre. Nu știu, cred că ne-am obișnuit să facem noi totul la nivel instituțional, să fim cei care monitorizăm, cei care înființăm serviciul social și cel care îl implementăm. Ori, din punctul meu de vedere, la nivel județean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului are rolul de a monitoriza, nu de a furniza. Deci DGASPC-ul nu este furnizor de asistență socială la nivel național, mă refer, n-ar trebui să fie. Este în acest moment. În momentul de față este. Ar trebui, practic, să, la nivelul DGASPC-ului, să fie cei mai buni asistenți sociali care să monitorizeze furnizarea de servicii sociale în tot județul. Iar furnizarea să fie atributul consiliilor locale sau al ONG-urilor. Trebuie să luăm momentul de publicitate. După care, pentru că sunteți un om care totuși ați umblat în lume și ca și manager de proiecte europene,
Știți ce se întâmplă și dincolo? Aș vrea să prezentăm într-un mod pozitiv sau negativ acel mit al țării cu cel mai bun sistem de asistență socială în comparație cu România și este vorba despre Norvegia. Publicitate și revenim în direct. Șemineul tău preferat e la un telefon distanță. Nordterm îți oferă șeminee premium, coșuri de fum Schiedel cu garanție 30 de ani, consultanță tehnică gratuită și multă siguranță pentru familia ta. Nordterm, profesionalism și încredere pentru un cămin călduros și sigur. Ai nevoie să închiriezi o mașină? Alege Rent Rapid. Închiriere auto cu prețuri de la 100 de lei pe zi. Alege mașina potrivită stilului tău și sună la 0770 400 683. Rent Rapid, comod și rapid, la prețuri imbatabile și fără costuri ascunse. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. În 98 am ales să pornim la drum pentru că cineva trebuia să o facă. Am ales să mergem mai departe, zi sau noapte. Am ales poate calea mai grea, dar singura care merita efortul. Am ales cu mintea și uneori cu inima. Pentru că alegerile noastre de azi sunt realitatea de mâine. Promitem să alegem și în următorii 21 de ani cu gândul la viitor. Pornește cu noi pe tualegidrumul.ro. Fan Curier. Oriunde, cu plăcere. O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim, o vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei. V-ați săturat să stați la cozile interminabile de la vulcanizare? Noi suntem soluția! Vulcanizarea mobilă R&D Baia Mare oferă servicii de vulcanizare, pană, schimb de roți, oriunde și oricând. Cu o simplă programare stabilim schimbarea anvelopelor direct la tine acasă. Prețuri accesibile ca la orice vulcanizare, fără costuri în plus. Deplasarea pe raza orașului este gratuită. Sună, programează-te și noi venim la tine acasă. Clubul educațional Sisi Nisaua oferă celor mici programe after school bazate pe activități interactive și suport pentru materiile școlare. De asemenea, pe lângă programul de after school, clubul oferă și diverse ateliere educative, creative și de viață practică, precum și cursuri de limba engleză și germană. Programul after school include în tariful standard cursuri de engleză și germană și un atelier de dezvoltare emoțională. Dorim ca toți copiii să aibă parte de aceea susținere în educație, tot să fie văzuți și auziți și fiecare să învețe de plăcere și în ritmul său propriu. Sisi Nisaua, noi suntem la fel! Gene bogate, privire seducătoare. Descoperiți-le și lăsați-vă fermecată și intrați în lumea Extreme Lashes. Mai lungi, mai pline, mai curbate, mai frumoase. Tot ce ne dorim de la genele noastre. Cea mai nouă tendință în frumusețe este tehnica aplicării extensiilor de gene semipermanente, numai la Salon Diva. Cu Extreme Lashes o să strălucești ca o celebritate.
Domnul și domnilor, am revenit în direct. Discutăm despre România ca stat social în faliment. Avem ca și invitat pe domnul Bogdan Gavra, expert în politici sociale și doctor în științe sociale. Domnul Gavra, spuneam înainte de a lua pauza de publicitate că se face mereu comparație între țările care au diverse sisteme de asistență socială, mai ales din blocul estic, cu țări etalon, una dintre ele fiind considerată Norvegia. În Norvegia, cu o populație de 5,357 de milioane de locuitori, adică 5,4 aproape milioane de locuitori, majoritatea serviciilor sociale sunt organizate și furnizate de autoritățile locale. Dar există și servicii sociale subcontractate, mai ales în municipii. La noi, în România, sistemul este? Sistemul... Comparat cu ei. Comparat cu ei, și la noi, în România, majoritatea se furnizează de către instituțiile publice. Ale autorităților locale sau vorbim de instituțiile... De instituții publice ale autorităților locale. Locale. Vorbim județene DASUR, sau da? UAT-uri, vorbim despre DASUR sau DGASPC-uri, care sunt mari furnizori de asistență socială. Abia după aceea vine mediul privat cu ONG-urile care sunt... Cum este capitalizat sistemul de asistență socială într-o țară ca Norvegia și cum este capitalizat în România? Este greu. Cam stabilit că cu resursele umane avem o problemă. Din da? Punctul meu de vedere, vorbim de Norvegia, care este o țară cu populație de 25% din populația României. Așa. Care nu au probleme majore din punct de vedere a unor minorități. Care să... Stați un pic, și acolo a fost invazia din anii 90, invazia slavă, a fost sârbilor, croaților, foarte... după aia rușii ucraineni, dar ei s-au fost asimilați, integrați. Da. Și au reușit totuși să creeze o politică de responsabilitate socială, atât publică cât și parte privată, de acel RSC, responsabilitate socială corporatistă. Cetățeanul partener sau cum este? Cetățeanul este partenerul instituțiilor, a entităților, ca să vorbim așa, în care cel mai mult s-a pus accent pe oferirea de serviciu social într-o unitate de timp în care persoana să ajungă să iasă din sistem, în așa fel încât, pe principiu, îi dăm undița să pescuiască, nu îi dăm tot timpul peștele, pentru că va fi din generație în generație, cum sunt homeless în Statele Unite, sunt homeless care din generație în generație sunt persoane fără adăpost. Norvegia a mers pe această politică de a-i învăța toate deprinderile de a ieși din situația în care se regăsesc. Au existat politici care generau și metode de coercițiune? Sau totul mergea pe o înțelegere a fenomenului de către oameni și voiau ei? Eu zic că nu era o coercițiune, ci mai mult o consiliere, o convingere, o detaliere a serviciilor pe care urmează să le primească în așa fel încât persoana să accepte serviciile respective. Știți de ce? Pentru că doi dintre homeless și din Baia Mare au fost colegi de generală. Mai am discutat noi despre asta. Și mai văd. Și am stat de vorbă cu ei și am spus. Bun, familii destrămate, beția, pierderea locului de muncă în 1990. Principalul factor. Apare beția, despărțirea, pierderea locuinței și așa mai departe. L-am întrebat dacă ar vrea să se integreze, în sensul că să-l duc undeva unde știu că ar fi primit, la o fermă, să muncească, să fie plătit cinstit, să aibă un venit, să aibă o locuință. Răspunsul a fost, mă mai gândesc la unul dintre ei, celălalt a zis categoric, nu, mie îmi place cum trăiesc acum. Iarna e un pic mai dificil, dar ori mergem la centru de noapte unde vorba aia, ori dacă nu sunt alte alternative... Dacă nu este frig, rămânem pe stradă. Aici este foarte periculos să ajungem în situația în care persoana vine și spune că nu își dorește să iasă din starea în care, deși o conștientizează în ce stare a ajuns, așa cum spuneți dumneavoastră despre colegii, bănuiesc că înainte erau oameni onorabil ai municipiului,
Și nu putem să spunem că sunt persoane care nu au patru clase sau o educație minimă. Nu sunt delicvenți, adică să nu înțelegi că sunt fură sau și mai ales de la aceste persoane te aștepți ca în interiorul lor să găsești acea scânteie care să o aprinzi, să iasă din situația în care îs. Dar în momentul în care el se complace în situația, este foarte, foarte, foarte greu să... doar un asistent social experimentat, doar un psiholog care să lucreze la mentalul individului, poate să-l convingă să iasă. Nu acceptă consilierea, pentru că am încercat. Mai mult el mi-a spus așa. Probabil nu acceptă noastră care o reținere. Trăiești într-un sistem impus de reguli, toată lumea îți comandă. Trebuie să te trezești în fiecare dimineață, te duci la servici. Ai de prestat anumite activități, te duci acasă. Ai de plătit taxe, ai de plătit curent, ai de plătit și așa mai departe. Alții îți comandă viața. Eu fac ce vreau. Dacă mă trezesc la ora care vreau, bine, dacă nu, nu. Dacă vreau să mă duc astăzi să mă uit la Săsar, mă uit la Săsar. Și îi spun, da, dar când ne întâlnim și îmi ceri să-ți dau un leu de 5, îi primești. Atunci cum judeci? La care simținuse, pentru că totuși are o conștiință, mi-a spus, poți să nu-mi dai, nu e o problemă, îmi dai altul. Da, și în partea de oferire de servicii sociale trebuie să fie niște drepturi și niște obligații. Ai dreptul să particip și am încercat la Centrul Multifuncțional de Paziri de Noapte să introduc câteva astfel de lucruri în care ai dreptul să accesezi toate serviciile de acolo, dar trebuie și tu minim să, peste iarnă, să ieși la dezăpezitul în arealul centrului, la blocurile respective, pentru a împrieteni zona și a o face cât mai... pentru că era într-un timp problema de vecinătate, că aveau reținere, că vin aceste tipuri. Și da, voiau, dar... în momentul în care asistentul social sau șeful de centru zicea, acum sus, ieșim la blocul X, măturăm sau ce bun, facem? Două aspecte. În Norvegia, 49% din resursele totale ale organizațiilor implicate în asistență socială sunt asigurate din niște sume venite pe anumite activități economice, din donații și din muncă voluntară. În timp ce la noi... Vreau să vă spun că există 15.000 de agenții cu aparate de alea de jocuri, tip slot machine, așa numitele păcănele, și încă 10.000 de agenții de pariuri, potrivit Oficiului Național pentru Jocuri de Rol din România. Asta înseamnă că la o populație adultă de 15 milioane de oameni, de români, există o agenție de jocuri de noroc la 600 de adulți. Mai mult decât aceste agenții, toate lângă sălile de jocuri de noroc, există, veți observa, un bancomat și o casă de amanet, pentru ca jucătorii să poată pune mâna rapid pe o nouă sumă de bani, valorificând ceva personal de acasă sau de alte surse, ca să meargă din nou să joace. Unde merg banii de la aceste firme de pariuri, pentru că nu merg în asistență socială ca în Norvegia, și cum este posibil ca acolo 2,6 milioane, adică jumătate din cetățeni, fac muncă voluntară, acoperind 115.000 de norme întregi de muncă, în timp ce la noi abia reușim să adunăm niște oameni pentru acțiune. Aș putea să completez statistica noastră legată de partea de Norvegia, în care știu că prin extragerea de țiței ei și-au asigurat fondul de pensii până în anul 2050. Deci abordarea norvegiană este că fiecare venit trebuie să se știe unde se va cheltui. În schimb, în România, veniturile merg într-o oală mare și de acolo este lupta pentru fiecare și felie. Și fiecare felie... Infrastructură CFR nu. Cel mai mult merge în partea de socială. Asta exact. este cel mai mare cheltuitor la nivelul întregului PIB al României. Dar ca s-a dus aminte de jocurile de noroc. Dacă aș fi primarul municipiului Baia Mare, una dintre dorințele mele, studiind legislația și văzând care ar putea să fie criteriile, aș interzice jocurile de noroc la nivelul municipiului Baia Mare. Familii distruse din cauza aceasta, locuri de muncă. Permite legea.
trebuie găsită o formulă... Și impune niște taxe obligatorii și împovărătoare. Ați văzut? În care, să renunțe, care să-i facă să renunțe ei singuri. Exact. Ori să renunțe singuri, ori mare parte din beneficiile lor să vină către zona de asistență socială. Să vină către zona socială a orașului. Deci se pot găsi forme în care să se descurajeze acest fenomen, pentru că dacă mergem în Baia Mare, la fiecare intersecție de blocuri, avem câte un Las Vegas. Corect. Ideea este în felul următor. Eu am fost conștient de când am început primele tangențe cu activitatea de asistență socială din cadrul Direcției de Asistență și Protecția Copilului, că e nevoie acută de forță de muncă, de voluntariat, de fapt. Și am lansat acum 2 ani o provocare, cerând angajaților din aparatul de specialitate ca o zi pe an să-și sacrifice să vină să muncească în centrele sociale proprii ale direcției, în cele 53 de centre. Am spus să se deschidă o listă, am spus că mă trec eu primul cap de listă acolo, să mi se aducă lista, să vedem câți dintre funcționarii publici care lucrează acolo în alte domenii, pe monitorizare, evaluare, contabilitate, audit, nu știu, financiar, au în ei acel spirit civic, mă duc o zi să lucrez într-un centru social, să fac ce trebuie făcut acolo. Nici unul, domnul Gavra. Da. Din păcate, acest spirit civic nu există. N-are rost să ne ascundem după cuvinte. Bun, și atunci, la nivelul... Asta a stat o provocare. Dacă ați fi primar dumneavoastră, ce ați face pentru ca să declanșăm acest spirit civic? Că e frumos să donezi 2% la nu știu cine, e frumos să fii din Asociația Prietenii Spitalului, să dai 2-3 lei să se ia... Să facă un eveniment o dată pe an. Concret, și acolo să fii în sistem, să pui mâna, ce ați face? Aș crea mecanismele unui sistem de voluntariat la nivelul municipiului Baia Mare. Pentru că în momentul de față s-a încercat sporadic la o asociație sau la alta să se facă acest lucru. Dar când cea mai mare autoritate la nivelul unui UAT în materia primarului dă exemplu, de acolo cred că, vedeți, în Statele Unite ne uităm foarte mult ce face președintele. Că a mers să mănânce un hamburger cum mânca atunci când era tânăr în Chicago, automat s-a făcut rând săptămâni să mănânce toată lumea unde a mâncat președintele. Același lucru trebuie și la noi. Primarul trebuie să fie primul care într-o sâmbătă, cum a spus dumneavoastră, prima sâmbătă din lună, face o oră de voluntariat la Asociația X sau la Asociația Y. Sau creează un mecanism cum este la Cluj, este la Satu Mare, masa caldă, da? În care cine vrea să înscrie, deja este listă de așteptare, se înscrie în data de Gavra cu Șomodi, vor oferi mâncarea, o pregătesc, aduc bucatele și după aceea Popescu și Ionescu o distribuie persoanelor fără adăpost. Pentru că sunteți oarecum vinovat, cu ghilimele de rigoare, pentru faptul că în Baia Mare mai există punct de sărăcie, am zis vinovat cu ghilimele de rigoare, n-ați fost persoana decidentă care să rezolve problema. Și vă spun dacă ce a lipsit. Dacă aș fi primar, aș vrea împreună de mânuță noi doi, o dată pe lună să mergem la Cuprom și să facem curățenie cu oamenii de acolo. Înșirându-i după noi. Păi, ați făcut, dar tot timpul e mizerie, domnul Gavra. Tot timpul este mizerie pentru că este lipsă de educație. Și în momentul în care vom ajunge cu cei mici să devină adulți, atunci vom putea discuta. Adică peste 20 de ani. Da, din păcate. Dar ce a lipsit la nivelul municipiului Baia Mare, și citeam toate studiile care mi-au căzut în mână legate de incluziunea socială, trebuie o incluziune integrată, în care să ai parte de educație, parte de sănătate, parte de locuri de muncă. Aceste trei le-am avut. Aproape tot timpul au fost lucruri soft care am reușit să le rezolv. Și totuși, cea mai importantă a fost partea de locuire, care a lipsit pentru că decidenții politici ai vremii nu reușesc nici astăzi să-și asume o zonă, 10 zone, câte vreți dumneavoastră, în care să încercăm să găsim formele prin care... Să sistematizăm zona de pe Crai ca să le facem acolo niște locuințe Până acum s-a vorbit doar despre relocare. Așa. A unei. Eu voi vorbi despre modernizare fără relocare. Deci noi trebuie în anumite zone să le modernizăm împreună cu ei, ce vorbeam adineauri de undiță,
în care... Și dacă nu vor să facă, ce faceți? Și dacă nu vor să facă, nu cred că... Nu-i puteți pune pe tren să-i trimiteți înapoi în Sălaș sau Suceava? Pe cei care nu sunt din Baia Mare putem să-i punem. Sigur că da. Ceea ce nu se realizează de 30 de ani. Domnul Gavran, un subiect sensibil pe care aș vrea să-l confirmați sau să-l informați. Se vorbește foarte mult despre fondurile europene căpușate de ONG-uri și despre liderii unor ONG-uri cu mulți ani, zeci de ani de experiență în urmă, care au ajuns nerușinat de bogați. Case, bijuterii și așa mai departe. Se pot căpușa aceste proiecte, fie cu finanțare europeană, fie cu finanțare guvernamentală, de către cei implicați în zona ONG-ului? Eu vin și vă spun că este segmentul cel mai verificat. Nu știu cum, de unde această legendă a căpușării. Probabil au fost la începutul fondurilor în care nici autoritățile... 50 de nume din Baia Mare și vi le trecem și după aia rugăm parchetul și poliția să verifice, nu se vor putea justifica averile. Bun. Dintre care 20 sunt din zona ONG-urilor. Da. Un aspect este, în zona de fonduri europene, salariile au fost întotdeauna bune. Așa. Au putut să le câștige și cinstit. Bune, dar nu nerușinate. Bune, nu nerușinate, dar au putut să le câștige, averea și au putut o câștiga și cinstit. Doi, eu în proiectele în care lucrez lună de lună sunt verificări. Nu avem ce să... Infailibili? Poftim? Cei care vă verifică sunt infailibili? Păi nu sunt infailibili. Și ei sunt supus greșelii. Dar asta nu... Păi luna asta vine X să mă verifice, luna viitoare vine Y. Și tot așa se schimbă sistemul prin diverse forme, astfel încât să nu există o înțelegere între verificat și verificator. Deci eu aș vorbi și despre, în primul rând, despre problema absorției fondurilor. Noi deja absorbim puțin și la ce absorbim încercăm să le dăm în cap. Pentru că fură. Haideți să vedem prima dată cauza din care nu absorbim. Dacă le dăm în cap și la cei care fac absorție, nu vom avea nici atât. Știți care e situația? Haideți să discutăm sincer. Da. În mentalul colectiv există următoarea idee. Sunt niște băieți deștepți în țara asta. Da. Care știu să scrie proiecte. Da. Unii dintre ei și-au format în ani niște rețele. Da. Rețele care duc până sus la ceea ce înseamnă autorități de management, Ministerul Fondurilor Europene, alte ambasade, etc. Și acolo oamenii se schimbă. E regulă. Ei, știind să scrie proiecte, având niște uși deschise, obțin niște finanțări pe niște proiecte, care în marea lor majoritate sunt proiecte, cum le zicem noi, soft. Da. Care ori pot fi verificate ca efecte peste 20 de ani, educația, nu știu ce, ori majoritatea banilor merg pe întâlniri, simpozioane, reuniuni, acțiuni de genul ne-am adunat ca să nu fim împrăștiați și vorbim ce bine ar fi dacă am ști să ne spălăm. Total greșit. Așa mai departe. Total greșit. Bun, haideți și explicați care este situația. Sunt tipuri de programe. Da, da, da. Pentru că la un tip de program sunt anumite tipuri de cheltuieli eligibile. Deci cine merge să facă un proiect trebuie să respecte criteriile impuse de ghidul solicitantului respectiv. Dacă vorbim de proiectele pe zona programului operațional capital uman, de aia zice capitalul uman, înseamnă 80% plăți către resursa umană. Păi din astea accesăm mai nou. Da. Și venim în emisiune și spunem că resursa noastră umană de fapt nu este nici vocațională, nici pregătită la nivelul care trebuie. Deci pe capital uman, ca să explic, este zona de resursă umană, de schimburi de experiență, de seminarii, de întâlniri, cum a zis dumneavoastră, dar acesta este tiparul finanțării respective. Așa. Mergem dincoace la programul operațional regional. Așa. Unde resursa umană nu este eligibilă. Okay. Nu poți să angajezi niciun om unde 100% cheltuiala merge în hard, în drumuri, în școli, în grădinițe, în creșe, în ce se și face. Și partea de asistență socială unde merge? Ce proiecte s-au putut accesa cu finanțări pe partea asta de hard? Și una și cealaltă, pentru că puteam în Baia Mare, de exemplu, s-au accesat 3 centre de zi
în care, prin program operațional regional, acum s-a accesat și am lăsat la început de implementare niște proiecte pe partea de program operațional Capital Uman, unde, adică soft, unde erau și firme să se înființeze, și antreprenoriat să se miște la nivelul municipiului Baia Mare, care eu cred că vor da rezultate. Domnul Gavra, hotărârea 829 din 2002 privind aprobarea Planului Național Antisărăcie și de promovare a incluziunii stabilea că există niște grupuri de cu risc ridicat de sărăcie și excluziune socială. Și spune așa, o parte importantă a celor din etnia romă, familiile cu mulți copii, familiile dezorganizate, familiile monoparentale, familiile cu persoane aflate în șomaj de lungă durată, grupuri care se confruntă cu situații dificile privind condițiile de locuit, familii care trăiesc în adăposturi improvizate, în apropierea grupurilor de gunoaie și parcuri și așa mai departe, copiii străzii, care trăiesc în marea normalitate prin gări, autogări, canale, și tinerii care ies la 18 ani din sistemul de asistență socială instituționalizat. Da. Probabil, dar câte mai putem, din ele se regăsesc mai putem, și mai mare? Mai putem completa și copiii a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. A apărut din 2002 încoace ca și problematică. Mai exact prin 2010 am Da, deci se pot adăuga acolo și alte problematici. Planul Național Antisărăcie, ce se face în Baia Mare pentru el? În momentul de față, eu zic că pentru toate aceste tipuri de categorii de risc există servicii care pot fi oferite. Putem discuta despre nivelul serviciilor și de calitatea lor. Bun, și aici, ele sunt, dar din punct de vedere a paletei, este acoperită la nivelul municipiului Baia Mare. Haideți să tragem niște concluzii, mai sunt 3 minute. Ca să ne putem dezvolta ca și comunitate, ca și țară, ca și societate umană, noi românii, trebuie în primul rând să fim mai conștiincioși, mai dispuși spre a munci, spre a face muncă efectivă, să nu mai căpușăm sistemul social sau statul prin evaziune fiscală și să fim ceea ce se numește oameni cu spirit civic, adică voluntari. Da. Spuneți-mi cum am putea să demarăm niște proiecte în care să fie căsuța de mail la televiziune și a dumneavoastră personală ca om cu spirit civic și activist social sufocată de solicitările de oameni care vin să se ofere pe această problemă. De la donații până la contribuția în muncă, ore de muncă prin voluntariat. Ce trebuie să facem ca să realizăm acest lucru? Seriozitate, onestitate, determinare. Aceste lucruri trebuie noi să le facem ca și indivizi. Ca și societate nu trebuie să facem ca și comunitate, altceva, ca și societate în ansamblu nu trebuie să facem altceva decât să luăm politicile europene, care și mă refer aici la lupta europeană pentru eliminarea celor discrepanțe, de aici se vorbește mai mult din punct de vedere geografic între anumite zone și să o aplicăm la nivelul unei comunități. Și să ne adresăm majorității. Pentru că greșeala noastră ce este? Încercăm să rezolvăm problema unei categorii defavorizate discutând doar cu acea categorie defavorizată. Nu discutând și cu restul comunității. Deci, nu, aici greșim. Promovați niște discuții în sensul ăsta? Am încercat și au avut efect și vorbim... în general, în zona aceasta, vă dădeam exemplu persoanelor adute fără adăpost, unde nu mai aveam probleme de vecinătate, pentru că am încercat nu doar să discutăm cu homeless-ul, ci să discutăm și cu cei din jur. Același lucru trebuie făcut pe fiecare categorie defavorizată. Încercăm și venim, noi doi ne înțelegem și spunem că mutăm comunitatea X în zona Y. Și după aceea află vecinii de acolo și vin. Nu, prima dată trebuie să discutăm cu cei de acolo, dacă acceptă, ce măsuri trebuie să luăm ca să fie bine. Pentru că așa, că mergem în nord, în sud, în est sau în vestul orașului, tot timpul cineva va fi deranjat. În principiu de acord cu dumneavoastră, dar vreau să vă mai spun ceva, așa, am mai spus-o și o repet. Dar dumneavoastră, ca un om din domeniul activității sociale, cu atât mai mult mă descarc acum emoțional. M-am săturat să am 3 servicii ca să muncesc, ca să trăiesc decent, în timp ce alții nu muncesc deloc.
În timp ce alții stau cu mâna întinsă. În timp ce alții beneficiază de pensie de boală, de venitul minim garantat, de alte beneficii financiare, de oameni care au ajuns în situația, domnule Bogdan Gavra, în care nemai putând părintele din mediul rural sau urban să comande copilului adolescent, care devine rebel, da, îl varsă în sistemul de asistență socială al statului să se descurce că m-am săturat, înțelegeți? Și mă gândesc ce am să fac când voi trece în situația de a fi pensionat, cine o să muncească să-mi plătească mie pensia? Și mai ales dacă nu va trebui să mă gândesc, să-mi reconsider atitudinea vis-a-vis de ceea ce înseamnă sistemul acesta de asistență socială. Eu consider că suntem pe un drum bun în momentul de față, eliminând acele lucruri că pensia nu este corect acordată, că încadrarea în grad de handicap nu este corect acordată. Eu nu cred că putem vorbi de un procent mare de greșeli în acest segment. Nici despre nemuncă. Despre nemuncă, v-am spus, odată ce prestațiile sociale sunt mai importante decât serviciile sociale, practic plătim lenea. În momentul în care balanța o întoarcem înspre serviciile sociale, va fi cu totul altceva. La copii este mai important să le dăm o masă caldă la școală, pentru că deja se poate, aproape toate unitățile de învățământ sunt dotate să aibă o sală de mese și randamentul lor va fi altul decât să-i dea părintele sau societatea să-i dea 10 lei. Până se va întoarce în familia lui pe Craica, Pirită sau Ferneziu și îl vor trimite la Cerșit sau la Furat de la vecin. Domnule Gavra, eu vă invit să faceți un parteneriat cu Teleplus Maramureș. Noastră ca un om din zona asistenței sociale și a spiritului comunitar. Haideți să pornim niște programe în care să-i sensibilizăm pe băimăreni și maramureșeni, să facem ceva, pentru că au trecut 30 de ani și în 30 de ani n-au dispărut pungile de sărăcie, dimpotrivă iau amploare, iar viitorul nostru nu arată nici de cum unul frumos sau optimist, cu o actuală administrație și actualele, aș zice eu, mijloace de rezolvare a problemelor comunității. Cu tot dragul, sunt aici prezent în comunitate, voi fi implicat în comunitate, vin cu drag în emisiunea dumneavoastră sau ale colegilor dumneavoastră, încercăm să creionăm o foaie de parcurs pentru Baia Mare în acest domeniu în care cred că mă pricep cât de cât și atunci sperăm ca și rezultatele să fie mult mai bune. Doamnelor și domnilor, punem punct acestei emisiuni, acestei discuții despre ceea ce înseamnă asistență socială sau starea comunității din Baia Mare. Aș vrea să înțelegeți că pentru viața dumneavoastră, pentru viitorul familiilor și al copiilor noastre, sunt câteva probleme care trebuie rezolvate. Și aceste probleme se pot rezolva în două feluri. Prin cu bani sau prin implicarea noastră sau amândouă corelate. Dar nici într-un caz nu prin nepăsare, prin indiferență, prin discurs sau retorică politicianistă. Trebuie să ne implicăm. Fiecare din noi poate să aducă o contribuție. Și dacă ne uităm dimineața în oglindă și nu ne este silă de ceea ce vedem, știind că suntem unul dintre cei despre care vorbeam în această seară, înseamnă că mai avem o șansă. Vă mulțumesc, bună seara!